În cadrul emisiunii, radioascultătorii s-au arătat interesați de detaliile privind plata pensiilor și a indemnizațiilor, inclusiv modalitatea de calcul a acestora pentru persoanele care au muncit peste hotare. Ascultătorii au adresat premierului întrebări despre planurile de reabilitare a infrastructurii pentru anul viitor, iar unii dintre aceștia au venit cu mesaje de apreciere pentru proiectele deja implementate. Executivul organizează activitatea și răspunde la prioritățile oamenilor, iar banii vin din impozitele pe care noi toți le plătim. Am spus de multe ori că este absolut necesar să construim o infrastructură modernă. Dacă nu o facem, tinerii noștri nu vor rămâne în țară. Chiar dacă le vom oferi și 2-3 salarii în plus, dacă nu vor avea drumuri, apă și utilitățile necesare, nu vor sta acasă. Potrivit lui Ion Chicu, investițiile pe care le face guvernul au ca scop dezvoltarea economică a țării, menținerea și crearea locurilor de muncă într-o perioadă dificilă, nu doar pentru țara noastră.